Au fost imagini de la prima ediție a Festivalului de Artă Murală de la Cluj. Vorbim despre cea de-a doua ediție a Festival Murals of Youth 2024, un festival internațional destinat elevilor, unde se așteaptă și participare, noutatea față de anul trecut, și participare internațională. Discutăm despre ce înseamnă artă murală, cât de dezvoltat este Clujul pe acest palier față de restul orașelor din Europa, unde practic acolo se investește în această artă murală. Vom face distinția între arta murală și graffiti. Trebuie să facem această diferențiere, ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă. Și discutăm despre surprizele de la acest festival, despre Comunitatea 156, așa cum o știți, pentru că a mai fost prezentă aici la TVL Cluj. Profesorul Sergiu Mazerski, președinte Comunitatea 156, și Robert Starjil, student arhitectură anul 1. Bună seara! Bine ați Bună seara și mulțumim pentru invitație! Cu drag! Pregătiți pentru cel de doilea festival care va avea loc în vară, trei zile la Cluj, în care se așteaptă participarea internațională, un număr mare de elevi și da. premii pe măsură, domnule profesor? Da, suntem mult mai pregătiți decât anul trecut, din toate punctele de vedere. Avem un proiect pe care l-am depus deja la primărie spre a obține finanțare. Urmează să depunem un proiect la FCN, tot pentru finanțare. Proiectul în sine a evoluat de la un concurs relativ mic, un eveniment relativ mic anul trecut. Anul acesta am crescut de cel puțin 4-5 ori. Avem multe activități, avem câteva surprize pe care nu o să le dezvălui acum, pentru că aș vrea să le păstrăm surprize. Avem activități dedicate publicului. Da, am crescut foarte mult. Suntem deja, chiar astăzi vorbeam cu un profesor din uh, Olanda, care are pregătit o echipă. Am rămas uimit de cum își printase deja niște uh, imagini pe care urmeau să lucreze copiii, elevii dumnealui să pregătească schițele pentru concurs. Deci, da, consider că este mult mai bine pregătiți decât anul trecut și sunt convins că o să facem o surpriză cel puțin la, fel de mare ca cea de anul trecut. Ești cu Robert, care este și el cofondator al Comunității 156. Robert, înainte de toate, a intrat la arhitectură anul întâi cu media 10 și olimpic, așadar un specialist printre Organizatorii acestui festival de artă murală de la Cluj, la ce te aștepți tu în acest an, și cu ce know-how o să vii de această dată pentru a realiza, practic, mai bine acest festival și a-l face să treacă granițele nu doar a Clujului, ci a țării? Nu-mi nu dau seama acum. Ați făcut o introducere foarte frumoasă și vă mulțumesc. Eu, alături de colegii mei din asociație și de uh, domnul Mazerski, am organizat uh, sau organizăm împreună eveniment de trei ani de zile și bineînțeles că de fiecare dată încercăm să ne perfecționăm, să devenim din ce în ce mai buni, să aducem un aport din ce în ce mai mare uh, prin evenimentele noastre tuturor oamenilor care uh, iau parte la aceste evenimente. Acum, pentru anul acesta, pentru vara asta, uh, cum a spus și domnul profesor, pregătim o mulțime de surprize noi și printre lucrurile pe care o să le spun se numără cursuri, diferite expoziții, moduri prin care atât elevii cât și oamenii care trec prin Piața Unirii pot să interacționeze cu festivalul și să reușească să, să câștige niște noi experiențe, niște noi cunoștințe legate de arta morală și de zona asta în care activăm noi. E foarte bine venit da. când vorbim despre artă murală, pentru că, din ce înțelegem noi, arta murală nu prea o vedem în Cluj și poate ar trebui să definim ce înseamnă această artă murală. Oricare dintre voi puteți să o faceți. Iar ca tine, elevi și studenți foarte talentați, sunt foarte mulți în această comunitate 156. Îl rog pe domnul profesor să ne amintească ce înseamnă această comunitate 156, ce cuprinde ea și... Cum participă efectiv ea la acest festival, a doua ediție de la Cluj din vară? Mulțumesc pentru întrebare, da. Uh, Comunitatea 156 este un proiect pe care l-am început acum 3 ani de zile uh, și își propune să devină un model de bună practică pentru cât mai multe licee din România adaptate, evident, pe profilul fiecăruia dintre acestea. Noi, în cadrul comunităților noastre, organizăm în cei trei ani de zile, avem deja peste 40-50 de proiecte organizate, activități extrașcolare, extracurriculare. Practic, le oferim uh, posibilitatea tuturor elevilor care vor să participe la genul acestea de activități să se dezvolte la nivel personal, făcând parte dintr-o comunitate puternică, despre care, da, ne propunem să, să, să devină un model la nivel național. Uh, consider că este rolul meu, al nostru în societate, să, să aducem un aport. Aici avem niște poze de anul trecut. În legătură cu festivalul pe care îl organizăm. Festivalul respectiv este doar o, unul dintre instrumentele pe care noi le folosim ca să ajungem acolo unde ne-am propus. Este probabil cel mai uh, vizibil eveniment dintre cele pe care le organizăm. Anul trecut aveam mai devreme o poză. Evenimentul respectiv a fost pre premiat în, calul, în cadrul uh, Galei Organizate de Federația Tinelor din Cluj-Napoca, acolo cu un tip pentru inițiative noi. Uh, am fost extrem de încântați. Mi s-au recunoscut meritele. Am muncit mult, ne-am propus să facem acest festival și ne-am ne propus să facem din acest concurs unul care să fie reprezentativ pentru Cluj-Napoca. Alături de evenimente mari care se desfășoară în Cluj-Napoca, am discutat cu cei de la primărie și da, vrem ca acest gen de eveniment care are la, la bază educația... Și cultura. Cultura, evident. Pentru că vrem să definim și, și poate intervine și Robert aici să ne ajute să înțelegem... Ce înseamnă arta murală? Cum să o definim și să -o, o înțeleagă tinerii? Pentru că trebuie făcută o diferențiere clară. O facem și în prima parte și în a doua parte a emisiunii între artă murală și grafiti. Graffiti care este într-un fel o, da. un fel de artă pentru că este un fel de artă, dar dacă nu are aprobare oficială, este ilegală. Aici, ce aici... înseamnă arta murală? Să o definim și pentru tine ca cel care o practici? Cât de greu e să o faci? Ce sfaturi dai celor de acasă? Aici aici intervine preconcepția greșită a oamenilor care de cele mai multe ori confundă grafitiu sau diferitele simboluri sau inscripții pe care le regăsesc poate pe anumite blocuri sau cum se plimbă pe stradă și arta murală diferența cea mai mare ar fi acest element de legalizare pe care l-ați pronunțat de arta murală nu, nu reprezintă o formă de vandalism. Este artă în cel mai normal sens al definiției, e făcută legal, cu aprobare, da. Unde o regăsim în Cluj? Cât de des putem să vedem aceste opere de artă murală? Poate nu suficient de des pe cât ar trebui să fie pentru un oraș așa de mare și, și care are un, un aport așa de cultural, precum Clujul, da. Dacă îmi permite să intervin puțin aici, s-ar putea să am mai multe informații. Primăria s-a implicat și, și dorește să, să, să promoveze genul acesta de artă. Anul trecut, și mulțumim domnului primar, a fost și ne-a lăudat inițiativa. Practic, evenimentul pe care îl organizăm își propune să aducă în fața comunității locale diferența dintre ceea ce vorbeam. Grafiti și artă murală. Le oferim posibilitatea tinerilor să vină să se exprime într-un cadru legal, să facă niște lucruri de calitate pentru comunitate și comunitatea să înțeleagă că, da, avem nevoie de o pictură frumoasă realizată de un profesionist. Nu vorbim despre desene urâte. Primăria a înțeles treaba asta, a organizat, există deja un spațiu în Crujnapoca, a organizat special pentru genul acesta de activități. Evident Unde? că ne dorim. Unde? Sub podul de la Mărăști este un proiect al primăriei peretele legal, practic, se numește, unde copiii sau, mă rog, oricine poate să meargă... Pot încerca, să... dar da, pentru da. a expune efectiv, nu știu, în locuri publice, nu știu, pe autobuze, pe anumite clădiri, există această deschidere administrației locale spre această artă murală, cum vedem că se întâmplă în țări civilizate, în orașe mari? Există deschidere cu siguranță. O să vedeți anul acesta că, da, există deschidere din partea primăriei să facem niște lucruri care să ne plaseze acolo unde merită să fie plasat Clujul și din acest punct de vedere. Avem sprijinul primăriei și o să... Da, n-aș vrea să discutăm prea mult pe tema aceasta, dar da, primăria ne susține și o să ne susțină, pentru că este o mică lipsă din ceea ce înseamnă o capitală europeană și o capitală cu pretențiile Clujului. Pe care noi o să o umplem, cu siguranță. E bine de făcut. Robert, de la prima ediție până acum, ce ați mai învățat voi, cei din comunitatea 156, care participați în mod activ și proactiv pentru realizarea celei de-a doua ediții? Ce crezi că o să vină Uh, vorbesc ca și tineri care, sigur, vor să ia premiul cel mare, dar lupta va fi acerbă. Și apropo de asta, să ne spui uh, dacă există tineri talentați în România pe partea de artă morală. Da. Uh, cu fiecare proiect încercăm să devenim uh, cât mai profesioniști. De fapt, asta este una dintre valorile comunității 156 și uh, față de anul trecut, bineînțeles că am învățat o mulțime de lucruri. Acest know-how încercăm să-l dezvoltăm pe care l-ați numit. Pe lângă faptul că încercăm să fim profesioniști, trebuie să învățăm și am învățat să comunicăm mai bine între noi, să ne organizăm mai bine. Avem acum o anumită experiență față de, față de anul trecut și toate lucrurile acestea sigur o să le aplicăm ca să facem o ediție de 10 ori mai bun. Monumental, da. da? Mai și... ales că este internațional. Da. E de luat în calcul acest lucru. Și, da, bineînțeles că există elevi talentați, tineri artiști talentați în România. Ne spui câteva un... orașe unde, de exemplu, arta murală este mai vizibilă față de Cluj, ne spui niște zone unde elevii, Crec, uh, cred profesorii aici... lor investesc foarte mult în această artă murală, care ar face un oraș, o urbe mai frumoasă, mai deschisă, mai colorată, mai optimistă. Cred că aici pot să vă răspundă foarte bine domnul meu profesor care este din Bacău și... Da, sunt și artist muralist și am fost invitat la, la evenimente de, de, acest gen, Festivalul de Artă Murală, care se desfășoară în Bacău, în București, evident, care este hiperactiv din acest punct de vedere. Până și la Târgu Jiu am fost invitat la un astfel de concurs. Există festivaluri de artă murală în România. Repet, Începând de anul acesta, o să încercăm să umplem acest gol și avem susținerea primăriei. O să Cum să definim arta murală, pe înțelesul celor de acasă? Ce fel de artă este? Ce fel de pictură? Ce libertate ai ca să zugrăvești un perete, o clădire, o fațadă de clădire? Mai ales într-un oraș care pare gri, nu vorbim doar de Cluj, da, vorbim și de. de alte orașe din țara asta care sunt gri, sunt pământii n-au acea culoare care să, să, să dea un suflu nou și un curaj oamenilor care trec pe lângă niște clădiri uitate și da. în care nu s-a investit nimic. Pictură murală înseamnă o pictură realizată pe un perete. Indiferent de tehnica pe care o folosim, o pictură care este realizată pe un perete este o pictură, o lucrare murală. Că folosim spray că folosim pensula, că folosim trafaletul, indiferent de tehnica folosită. Evident că ceea ce facem noi este ceva făcut cu autorizație, nu facem lucrări, vreau să desenez un perete întreg și mă duc și îl desenez noaptea, în primul rând ar fi posibil. Lucrările respective și în cadrul festivalurilor despre care am vorbit sau a altor festivaluri, sunt invitați artiști cărora de principiu li se dă libertatea să se exprime în, în sensul în care eu o fac de obicei. Uh, evident că nu o să venim și o să tratăm teme care ar putea să se deschidă tot felul de discuții. Păstrând uh, bunul simț, uh, artistul are libertatea să se exprime liber. Robert, și mi se pare uh, terminăm prima așa. parte și o să avem din nou un de prezentare de la prima ediție, cumva uh, și o previzionare pentru ce va fi la a doua ediție, adică acea energie și dinamism pe care deja îl regăsim. Dar nu înainte de a ne spune care este rolul tău la această a doua ediție, care este rolul tău ca și artist care creezi și în ce zonă te duci cu creația și sfaturile pentru cei de acasă care pot să aleagă să nu se drocheze, să nu consume alcool, să nu fumeze, să nu se vârșească fapte ilicite și să meargă în direcția aceasta a artei frumoase și a descoperirii uh, unor prietenii și de ce nu se lasă ceva în urma lor sau să se formeze? în viață cu dreptul? Pornind de la această artă murală. Aceste încercări, de fapt, de... de foarte tuturor. simplu. În a, așa cum la fiecare eveniment, eu o să încerc să aduc un aport cât mai bun și mai concret din partea mea, spun încât să să ajut, să prin know how meu și prin lucrurile pe care le, le pot face să, să obținem un rezultat cât mai bun. Împreună cu toți colegii mei și oamenii implicați în acest proiect. Cât pentru alți tineri sau alți elevi din țară, le, le propun să, mai ales dacă au o pasiune în zona arte, le propun să încerce și să să intre pe site-ul nostru oficial al comunității și să aplice pentru a participa la acest festival. Asta mă care... înțeles, despre tine, spune-ne tu, că totuși ai intrat cu nota 10 la Facultatea de Arhitectură. Eu e modest. Lucru, Eu oliv. sunt puțin modest. Dar mă consider. Aș vrea ca exemplul om... tău să fie poate preluat de cei de acasă. De asta Eu... îți cer aceste sfaturi. Cum îi îndemn da. pe cei de acasă să, să vină în zona aceasta de, de artă frumoasă? Îi determin să fie serios și să o ia ca un lucru cât se poate de serios, pentru că arta, da, este poate să fie un hobby, poate să fie un lucru distractiv, dar este cât se poate de serios și unii oameni o ia ca pe un job, un lucru concret în care ei reușesc să trăiască, adică, da, ca și, ca și calități mele, poate. Eu mă consider un, un om care are reușit să se autodisciplineze sau care este destul de determinat. Cumva, da, încerc să mă autodepășesc în fiecare zi. Și eu am ales personal să profetez în domeniul ăsta, arte, arhitecturii, arte, morale. Dar, uh, calitățile astea și valorile astea pot să fie aplicate pentru orice elev, pentru orice domeniu sau pentru orice vis ar avea el. Un vis care trebuie să devină realitate dacă își dorește cu adevărat. Robert da. Stargil, mulțumesc foarte mult! Eu Succes în vis. activitatea ta viitoare! Vedem un scurt material de un minut și câteva secunde și revenim cu al doilea uh, coleg din comunitatea 156, un coleg de-a lui Robert, pentru a vedea uh, și discuta despre cea de-a doua ediție și în continuare de a face diferența între Arta morală și grafiti. Să definim și ce este grafiti în partea a doua. Un minut 30 materialul și revenim. Da, am revenit, comunitatea 156, cea care organizează ediția a doua și prima ediție a fost organizată tot de ei, ediția a doua a Festivalului de Artă Murală, cum i-au spus ei foarte frumos, Festivals Murals of Youth 2024. S-a alăturat discuției noastre chiar câștigătorul de la prima ediție, este vorba de Elian Orban, care este elev în Ele. cuș. Da. Bună seara! Bine ai venit, Elian. Spune-ne, te rog frumos, ce a însemnat pentru tine că ai câștigat această prima ediție. Și cu cine te-ai luptat la nivel național? N-aș spune că m-am luptat cu nimeni. Adică Ai fost atât de bun încât n-ai <fixi> avut. <laughs> nu, nu, nu. Am, am... Pentru mine, câștigul ăsta a fost mai mult cumva ca să-mi văd nivelul la care îs. Și pentru mine a fost o experiență extraordinară toată treaba, pentru că eu am fost și concurent și am făcut parte și din uh, uh, partea logistică a lucrurilor a Adunarea oamenilor și la lucruri din astea. Uh, la a doua întrebare să vă răspund, nu, n-am avut, nu, nu m-am luptat cu nimeni, ba chiar am cunoscut alți oameni și am, am format conexiuni. Descrie-ne opera ta care a fost expusă. Uh, eu am lucrat bine, la. Și astăzi bănuiesc da. și unde se poate vedea? dacă îmi permiteți, în primul rând, să-l prezint eu puțin mai bine pe Elian, este unul dintre. Um, pe și eu l-am Vă mulțumim zi. și da, vrea să. Vreau să el, el e mai modest, este unul dintre membrii de bază ai comunității noastre, organizează cursuri de graffiti. adică el a susținut cursuri de grafite în fața a 40 de elevi. Mi se pare un plus, atât la nivel personal, cât și la un nivel. Uh, pentru societate, mi se pare că este un câștig. Este unul dintre participanții de anul trecut. Ce vrea să spună prin faptul că nu și-a propus să câștige este faptul că nu a venit acolo să concureze, a venit acolo să participe și să dea cel mai bun rezultat pe care poate să-l dea el în momentul respectiv, comparativ cu el, comparându-se cu el. Asta este una dintre valorile pe care noi încercăm să le promovăm în cadrul comunității: profesionalism în fiecare moment în care mergi undeva și execuți o lucrare, să faci ceea ce poți să faci tu cel mai bine în momentul respectiv. și el a făcut cel mai bine. Exact. Primit, exact. Întâi, da. Cu ce o Și vreau să lăsăm și pe... Am, aici am lucrat la, să la, la lucrarea mea. Să am pe stradă. Am, am făcut echipă cu un coleg de -a meu, cu parc min. Și nu, nu, nu a avut un nume neapărat. Ideea e că eu mă ocup în general cu lettering și el a venit cu un caracter mai animat. Și eu a fost un dragon cu un scris în fundal în stil mai japonez. De altfel, colegii o să ne ajute pentru a vedea, pentru că știți, nu foarte, foarte multă lume știe despre arta murală. Cam așa arată o poză care a fost participantă la festivalul cu ediția întâi a artei murale de la Cluj. Să vă imaginați tot felul de astfel de jocuri, de, de culori, de de figuri geometrice, chiar și de dragon, cum ne spunea Elian Orban. Așadar, asta înseamnă arta murală și nu doar asta, înseamnă de fapt o libertate a artistului de a crea, de a aduce culoare, de a nu îl încadra în niște șabloane, nu? Exact. Pe acea, ca și răspuns, practic, nu, nu ne propunem să avem o temă. Toată lumea ne întreabă care este tema ediției de anul acesta. Nu avem o temă. Din experiența personală știu că festivalul propune o temă, artistul vine și își realizează lucrarea și apoi încearcă să, să vadă cum ulează lucrarea respectivă pe tema festivalului. Ceea ce mi se pare greșit. Îl limitezi. Noi, practic, da, când îi dai o temă, îl limitezi noi ne -am la, propus, la ceva. Exact. Noi ne-am propus să lăsăm copiii să realizeze fix ce lucrare vor ei fără să se gândească că trebuie să se încadreze într-o anumită temă. Și rezultatele, lucrările de anul trecut, din punctul meu de vedere. De exemplu, este o mașină pictată aici? Aici, da? da, a fost unul dintre evenimentele de anul trecut. Chero, căruia îi mulțumesc și pe această cale, este unul dintre artiștii muraliști din Cluj-Napoca dintre pionierii artei murale la nivel național, ne-a ajutat și a realizat în cadrul evenimentului nostru această lucrare. A făcut parte și din juriu, va face parte și din juriu și anul acesta. Avem un juriu format din, din patru membri. Suntem în perioada de, de, în care am lăsat invitația către cei care ar vrea să participe la acest concurs. Revenind la lucrări, vorbeam despre lucrări și am făcut paranteza cu Chiro. Vedem câteva dintre lucrări. Lucrările au rămas în portofoliul comunității, nu sunt expuse nicăieri, n-am reușit să găsim un spațiu unde să le expunem. Am putea să, să, să le dacă am găsit sponsor care ar dori da, să se achiziționeze, să le vinem, să, să le, donati, vinem să le donăm, sigur că da. Sunt da, foarte multe da, soluții da, din acest punct da. de vedere ca aceste lucrări să nu rămână undeva. Da, tu noi le avem. Da. a investit da. energie, de calitate. Acestor elevi. Hai să întrebăm și pe Elian, pentru că l avem prezent aici, și ca și câștigător, și de ce nu ca și membru al comunității voastre, te întreb ce înseamnă arta morală versus acele scrisuri sau graffiti. picturi, sau grafitii, cum le spunem, da. sau le cunoaște lumea, care, de fapt, nu prea sunt legale și de foarte multe ori vedem în marile orașe din România astfel de artiști care sunt prinși de poliție, și ei spun că au făcut un, o operă de artă, dar o fac acolo unde nu au voie. nu? Da. Ia explică. Asta este o întrebare care și o pun foarte multe persoane când văd pe stradă și văd o... Un scris și zic, a, asta e grafiti. Nu, da, e grafiti, dar în, în teorie. Și prin definiție, grafiti înseamnă scrierea pe perete sau zgârierea, cam așa merge definiția. Și da, cum a spus și Robert acum câteva momente, diferența principală e că grafiti e varianta ilegală și arta murală e varianta legală, din care și profitabil, adică se pot face și bani din Fii voastre. sincer, ai făcut grafiti? ai pictat, ai scris, ai scris jelit undeva, fii sincer. Dar nu prea sincer. Că nu e <coughs> și, și pe peretele legali tot grafitit. Da, exact. Da. Că, De fapt, că că practic, practic, da, sincer, da că practic zi ce zi se, se <coughs> întâmplă după Acum, E foarte subiectivă, pentru, pentru mine grafitit înseamnă făcut stilizarea literei. Ai acasă, Bănuiesc, ai pe acolo nu, nu. până te-ai format. Nu? nu prea am făcut. sigur. Uh, da, am exersat foarte mult la prete legal până să ajungă în punctul în care pot să fac linii cum vreau eu, să fac detalii cum vreau eu. Apropo, cum se fac aceste opere de artă murală? Ce ustensile, infrastructură avem la dispoziție? Sprayul... Sunt diferite ustensile, adică eu, ia, ia eu să de vă. obicei folosesc spray dar pot, se pot folosi pensula, trafalet, încă o dată eu cu spray-ul lucrez de obicei. Sunt mai multe tehnici, dar... Încă o dată, eu asta prefer. Investiția în aceste ustensile e mare? Pentru în tân... șpreiuri e mult mai mare investiția. Pentru că da, costul de fabricare e un pic mai scump, depinde de unde vin îs unele detalii care contează. ce dorești pe viitor? Uh, întrebare mai complicată. Uh, legat Tamura, legat... Da? Asta doresc să fac, da, pe viitor. Da, are succes în Europa și foarte mulți români de altfel au penetrat... Uh, piața europeană și sunt artiști stradali cu nume și renume. Uh, câștigă un ban cinstit uh, și duc numele României mai departe, fie că sunt cântăreți, fie că sunt uh, artiști stradali pe parte de pictură, artă murală și așa mai departe. Da. Să revenim la domnul profesor, tragem concluzia. Un minut, două, cât mai avem. Ediția a doua. La ce vă așteptați? Ne așteptăm să ajungem acolo unde ne-am propus. Deci nici n am spus festival? când e. Perioada este 30 august, 1 septembrie. septembrie, sigur. Vă, vă așteptăm în acea perioadă să ne vizitați. Repet, avem câteva surprize. Sper că o să ajungem anul acesta acolo unde ne-am propus. Un eveniment reprezentativ pentru Cluj Napoca. Ca astfel, prin acest instrument. Comunitatea noastră să devină cunoscută la nivel național, să putem să ajungem mai aproape de scopul nostru final, acela de a deveni un model de bună practică pentru cât mai mulți oameni care își doresc mai mult pentru elevii din fața lor, pentru colegilor, pentru societate. În comunitate puteți prinde și acei elevi care sunt problematici, au probleme, sau vin părinții care poate spun hai să-l rupem de un cerc vicios, de anumite vicii specifice tinereții și vremurilor actuale atât de tulburi să-l luăm, să-l extragem și să-l ducem în zona asta? Va cerut cineva ajutorul? A, nu în mod expres. Dar cu siguranță, da, A, repet, activitățile noastre sunt deschise pentru orice elev își dorește mai mult, pentru orice părinte care, care se uită la copilul lui și spune, Dom, uite, văd activitățile comunității 156, mi-aș dori ca și copilul meu să ia parte la acele activități indiferent că vrea să facă fotografie, că vrea să facă artă murală, că vrea să învețe cum să facă parte dintr-o comunitate care știe deja să se organizeze, să se prezinte singură în fața comunității, poate că vrea să facă doar postări pe Instagram. Fiecare dintre elevi are o calitate, fiecare dintre copii are o calitate pe care ne trebuie să o găsim și să exploatăm în așa fel încât să se, el să se formeze cât mai bine într-un timp cât mai scurt. Mulțumesc și succes la această a doua ediție. Dacă aveți timpul și răgazul în vară, am spus perioada... 30 august, septembrie. Exact, a spus domnul profesor. dați piața Unirii. Da -ți, da -ți -le o mână de ajutor. Mulțumesc foarte mult. Cu actual regional ne revedem marți. Mai bine.